Sunt Flavia Durac. Vom discuta despre prelungirea contractului individual de muncă pe durată determinată pentru realizarea unui proiect. Avem un angajat care are deja 3 contracte de muncă pe perioadă determinată, fără pauză între ele, în perioada 26.09.2011, 26.03.2012. Compania ar mai avea nevoie de serviciile acestui angajat pentru o perioadă de încă 3 luni după data de 26.03.2012, când expiră cel de-al treilea contract de muncă pe perioadă determinată. Ce soluții există pentru acest lucru? În codul muncii sunt acceptate numai 3 contracte de muncă succesive pe perioada determinată. Specialiștii portal codulmuncii.ro ne oferă următoarea soluție. Articolul 82 alineatul 4 din codul muncii, republicat, prevede că între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată. Iar conform articolului 5 din același articol, contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive și nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare. Așadar, în speța prezentată, contractele individuale de muncă sunt contracte succesive, iar numărul contractelor de muncă ce se pot încheia succesiv e limitat la 3. Odată cu expirarea celui de-al treilea contract individual de muncă pe durată determinată, apreciem că se poate încheia numai un contract individual de muncă pe durată nedeterminată. Potrivit articolului 82, alineatul 3 din Codul Muncii republicat, contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condițiile prevăzute de articolul 83 și după expirarea termenului inițial, cu acordul scris al părților, pentru perioada realizării unui proiect, program sau al unei lucrări. În temeiul acestei dispoziții legale, apreciem că ori de câte ori va fi necesar, în cazul unui program, proiect sau lucrare, contractul va putea fi prelungit după expirarea termenului inițial, deci chiar peste termenul maxim de 36 de luni, dacă acesta este termenul inițial, cu perioada sau durata realizării proiectului, programului sau lucrării. În concluzie, există posibilitatea legală de a prelungi cel de-al treilea contract de muncă încheiat pe durată determinată pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări. Prelungirea se va realiza anterior expirării acestui contract, deoarece un contract care a expirat nu mai poate fi prelungit. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept oricând cu problemele dumneavoastră.